Aproape 300 de milioane de lei pe o durată de 25 de ani. Acestea sunt coordonatele proiectului de concesionare a iluminatului public din municipiul Arad, propus de primărie consilierilor spre votare. Opoziția a avut un amendament care a primit însă contraargumente din partea reprezentanților executivului. Propune ca această durată să fie de 10 ani, iar în momentul de față este propusă sau este stipulată a fi 25 de ani. Mi se pare o durată lungă, chiar dacă există o discuție în acest sens. Dacă s-ar lua în calcul scurtarea duratei concesiunii, ar trebui revizuite toate obiectivele inițial aprobate de Consiliul Local prin hotărârile anterioare. Există o valoare de investiție bine definită în interior, nu o putem noi modifica, a fost aprobată, care ea are o anumită valoare și pe care noi trebuie să o plătim. Dacă o plătim în 10 ani, evident ne costă mai mult, lucru care face ca investițiile care poți programa în 10 ani să le diminuezi pentru simplu fapt că ai de plătit această modernizare a sistemului de iluminat. Până la urmă, votul împotrivă dat de cei 5 consilieri USL prezenți în sală nu a fost suficient, astfel că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv.